Plenul reunit al Parlamentului a adoptat joi 7 februarie cu amendamente proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2013 și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul în curs. Din nefericire pentru județul Brașov, amendamentele depuse de senatorul Sebastian Grapă și de deputatul Mihai Donțu au fost respinse. Mai multe investiții trebuiau realizate în județul Brașov, dar mai ales în Țara Făgărașului. În acest sens, senatorul Sebastian Grapă și deputatul Mihai Donțu au depus mai multe amendamente pentru a obține banii necesari realizărilor. Numai că guvernul nu a inclus în acest buget niciun proiect din cele înaintate de cei doi parlamentari. S-a votat, până la urmă, bugetul atât cel al statului, cât și bugetul asigurărilor sociale. Au fost suficiente voturi. Din nefericire, vă spun că județul Brașov, deși au fost depuse o serie de amendamente, mă refer la cele depuse de mine și de deputat Donțu, eu am depus pentru Spitalul Făgăraș și pentru zona turistică de la Bunești, iar Donțu pentru drumul Șercaia-Hoghizile au fost respinse, dar au fost respinse cu următoarea promisiune, și anume aceea că drumul Șercaia-Hoghiz o să fie introdus în cadrul CADNR-ului pe compania mai lor proiecte undeva de la jumătatea anului. Au promis că vor face o licitație încercând să, din fondurile care vin, cele care au fost deblocate atât pe mediu cât și pe postdru, să acorde măcar o parte din finanțare pentru începerea lucrărilor la acel drum. Sunt însă alte priorități pe lista guvernului pe care acesta consideră că trebuie rezolvate mai întâi. Amendamentele au fost respinse pentru că construcția bugetară a avut un număr de venituri și are niște priorități. Prima și cea mai mare a fost majora bugetului asigurărilor sociale, care vine tot de la bugetul consolidat pentru alocarea celor 6%, de fapt au fost 4, urmând ca corelația cu diferența de sumă să se facă undeva până în luna mai anului 2013, indemnizațiile mamelor, a persoanelor cu handicap și așa mai departe, toate chestiunile care au fost oprite de către guvernul Boc, care au fost tăiate de guvernul Boc. Deși aprobat, bugetul de stat nu a intrat încă în vigoare după ce parlamentarii PDL l-au contestat la Curtea Constituțională.